Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Răzvan și videoclipul de azi o să facem turul grădinii mele. Haideți să începem. Acestea sunt cele trei tufe de vinete albe. Uitați, au mai înflorit. Floare nou, polen. Le-am mai copilit, le-am rupt frunze care stăteau pe jos. A plouat foarte bine ieri, aseară și azi noapte. De asta au înflorit. Avem aici vânăta care a ieșit. Și aici mai trebuie să iasă două. Se pregătește să înflorească și bobocul ăsta. Așa. Aici avem un din ăla plăcintar. Florește și ăsta. Câteva zile, mâine, poimâine, înflorește. Aici avem niște roșii galbene. Asta e trecută, dar nu sunt compromise, că au lipsă de calciu în sol și sunt compromise. Aici avem lăușteanul. Aici avem ardei lung, ureche de elefant. Am luat din piață răsaduri. Dați aproape, adică s-au copt unii. Și ăsta cred că e copt aproape. Culeg mai târziu. Crescut foarte mult, peste un metru. Da. Aici mai am plăcintar, încă unul. Crescut foarte mult, am încercat să fac eu aici un... Adică nu e bun, e cum eu să fac un șpalier aerodinamic. Aici avem ardeiuți. Care îi lăsăm să se înroșească. Am cules foarte mulți. Aici avem câteva tufe de castraveți foarte mari. Am cules o tură aseară după ploaie. Aici avem paulonia. Uitați ce mult a crescut. Și ultimul videoclip cu paulonia l-am făcut acum 4 săptămâni, aproape o lună. Într-o lună s-a dublat, cred eu. Dar nu, că atunci cât avea? 35. Acum are 65. Aproape că s-a dublat. Dacă când împlinește o lună, o să aibă. Uitați ce frunze mari. Cât mai mare decât mâna mea. Aici din vârf dau frunze noi. Aici jos a început să se lemnifice. Da. Aici coacăzele. Coacăzele roșii le-am cules. Astea negre, astea două tufe negre, le scot. N-au niciun gust. Adică au un gust, dar nu-i bun gustul. Că am dat comandă de niște afini siberieni. Cred că aici îi punem. Sau acolo. Dar vedem noi. Aici o plantă mai ciudată pentru o grădină. Palmieri. Au 15 ani acest palmier. Semințele au fost luate din Caraibe și din Sicilia și din Martinica. Aici avem un palmier mai deosebit. Așa. Aici este cireșul amar, vița de vie, alt palmier, murul care
îl voi scoate, s-a uscat, cred că din cauza palmierului, are și umbră, nu mai este verde deloc. Am făcut pe canalul vechi un videoclip cu el, am cules 3 mure, da, îl scot. Aici am niște căpșuni, iar leuștean. Bun, mă scuzați. Aici avem vița de vie, această tufă alb de suruceni și acestea două Jupiter. Haideți la seră, gazonul. Așa, pe unde să intrăm? Intrăm pe aici. Aici îmi pare rău că nu v-am făcut videoclip că când am scos cartofii, dar era foarte seară și na, era întuneric. Am pregătit pământul. Voi pune grâu la toamnă, voi veni cu un videoclip atunci. Aici avem roșii, nu știu ce soi, a bunicului meu. Acolo ceapă, dar printre bălăriile alea nu prea se vede. Roșiile vi le-am mai prezentat, nu s-a mai schimbat nimic. La Buzău avem o lipsă de calciu în sol. Azi cred că le iau niște carbonat de calciu. Uitați. Da. Așa. Haideți să vă prezint mărul, adică Mary, că sunt doi. Uitați. Acesta este unul mai mic. Și acesta mare a fost afectat. Nu știm de ce. Dar să vă prezint, uitați. Mere gigantice. Aici avem un brăduț de luat de la Slănic Moldova, de pe munte de acolo. Am pus doi, dar unul nu s-a prins. Doar ăsta s-a prins. Mai încolo tot brăduți de la Slănic Moldova, tot un palmier, o floare și da. Cam asta a fost cu videoclipul de azi. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Eu am fost Răzvan și pa, pa!